Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile semințelor de chia. Semințele de chia cresc și sunt culese din planta de chia, numită științific Salvia hispanica, ce face parte din familia mentei și se numără printre cele mai hrănitoare alimente oferite de natură. Sunt semințe extraordinar de sănătoase pentru organism și pline de substanțe nutritive cu o mulțime de beneficii atât pentru adulți cât și pentru copii. Semințele de chia pot fi albe sau negre. Dacă sunt maronii, înseamnă că nu sunt coapte. Din punct de vedere nutrițional însă, nu este nicio diferență între semințele de chia albe sau negre. Le poți privi ca pe doi gemeni care fac parte din aceeași familie. Acestea sunt ideale pentru persoanele ce își doresc o alimentație vegană sau vegetariană, întrucât sunt o nemaipomenită sursă de fier, proteine, fibre, vitamine din grupul B, minerale și acizi grași omega-3. Se spune că semințele de chia au fost sursa principală de hrană pentru asteci și maiași încă din anul 3500 înainte de Hristos, ei fiind primii care au descoperit beneficiile pentru sănătate ale semințelor de chia. Aceștia le consumau ca atare, le măcinau pentru a obține făină, presau semințele pentru ulei, le adăugau în băuturi și le foloseau chiar și în scopuri medicinale. Cât despre feluri de mâncare, putem presupune că rețetele lor se regăsesc prin bucătăriile de azi din America de Sud. Denumirea de chia provine din limba maiașilor și înseamnă putere. Cel mai probabil au fost numite așa pentru că s-au dovedit a fi o foarte bună sursă de energie și sănătate pentru organism. De altfel, și astăzi se consumă din aceleași considerente și, pentru că nu au un gust puternic, sunt foarte ușor de integrat în majoritatea alimentelor, de la feluri principale până la deserturi și băuturi. Trebuie să știți că semințele de chia sunt bogate în antioxidanți. Principalul rol al antioxidanților este de a stopa procesul de oxidare al celulelor din organism și de a neutraliza radicalii liberi, luptând astfel împotriva îmbătrânirii premature și, de multe ori, chiar împotriva apariției celulelor canceroase. Semințele de chia sunt bogate în proteine. 14% din conținutul semințelor este proteină, ceea ce le face ideale pentru persoanele ce consumă foarte puțină carne sau deloc. Sunt sățioase, contribuie la menținerea sănătății organismului, a greutății optime și sunt o sursă excelentă de energie pentru sportivi și pentru cei care iubesc să facă orice fel de sport sau activitate fizică. Carbohidrații din semințele de chia sunt fibre benefice. Raportat la greutate, semințele de chia conțin 40% fibre, clasându-se astfel în topul celor mai bune surse de fibre din toate alimentele existente. Fibrele sunt cele ce hrănesc organismul, ajută sistemul digestiv să funcționeze optim, scad colesterolul rău și scad șansele apariției cancerului de colon și a multor boli moderne ale sistemului digestiv. Tot fibrele sunt responsabile pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge, ceea ce nu poate fi decât benefic, în special pentru persoanele ce suferă de diabet. Pentru că sunt atât de bogate în fibre și proteine, semințele de chia vă ajută să vă mențineți greutatea optimă și chiar să scăpați de kilogramele în plus. Consumând semințe de chia, senzația de sațietate se instalează rapid și, pentru că încetinesc absorția alimentelor, apetitul dumneavoastră va fi redus. Uimitor, semințele de chia conțin de 5 ori mai mult calciu decât laptele de vacă. Sunt bogate în fosfor, magneziu și contribuie astfel la menținerea sănătății oaselor și a inimii. Semințele de chia sunt mai bogate în acizi omega-3 decât somonul. Acizii grași sunt esențiali în dezvoltarea normală a organismului și în funcționarea optimă a sistemului nervos. De asemenea, reduc riscul apariției bolilor cardiovasculare. Pentru că sunt atât de bogate în proteine, cresc nivelul de energie din organism și, datorită conținutului de fibre, acizi grași, minerale și vitamine, contribuie la întărirea sistemului imunitar și previn îmbolnăvirea.
Consumate înainte de a depune efort fizic, semințele de chia pot furniza o cantitate foarte mare de energie. La fel ca esențele tari ce se țin în sticluțe mici, semințele de chia au un conținut foarte mare de substanțe nutritive, nu degeaba sunt considerate un supraaliment. Ce este nemaipomenit, în special pentru persoanele preocupate de dietă și sănătate, este că nu conțin multe calorii. Serviciul de cercetare agricolă al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite a efectuat diverse studii pentru a determina ce conțin semințele de chia. Astfel, specialiștii de acolo au descoperit că două linguri de semințe de chia conțin 11 grame de fibre, 4 grame de proteine, 9 grame de grăsimi, din care 5 grame sunt omega-3, 18% din doza zilnică necesară de calciu, 30% din doza zilnică necesară de mangan, 30% din doza zilnică necesară de magneziu, 27% din doza zilnică necesară de fosfor, mai conțin și o importantă cantitate de zinc, vitamina B1, B2, B3 și potasiu. Tot în două linguri de semințe de chia găsim doar 137 de calorii și doar un gram de carbohidrați digerabili. Dacă excludem fibrele nedigerabile, numărul de calorii ajunge la 101. Acum înțelegem cu toții de ce semințele de chia sunt cea mai bună sursă nutritivă din lume. Și partea cea mai bună este că provin direct din natură. Sunt integrale, neprocesate, nemodificate genetic, crescute organic, pline de antioxidanți și fără gluten. Așadar, semințele de chia au o mulțime de beneficii pentru sănătate.